Da, mă uitam. Să simți diferența între compasiune față de jumătatea ta, cine e în relație, cine a fost în relație, înțelege și aha, moment dismis, a vindecat, compasiune și coproducție. Știi? Ei, nu e separat, e compasiune și coproducție împreună, adică faci cu iubitul, iubita ta. Exemplu, mă uitam acum la cineva și am văzut, s-a schimbat percepția și mi s-a făcut așa de compasiunea, mila, îi, un fel de intră în rușine, compasiune și milă, intră într-o culoare a rușinii. Ți se face rușine de rușinea omului, adică s-a trezit omul, a pornit să înregistreze singur, singură, da? Pentru că e pe drumul său, înțelege așa lucrurile, e, da? Și intră în, aha, am înțeles, și intră în gen câte doi, câte trei și webinar și așa mai departe. Nu, pardon, nu mai e acolo. Dacă la început se credea că, acum felicitări. Ai sărit, da, îmi place, n-am ce să fac, îmi place, mă joc. Nu e despre asta, dar îmi place. Ai sărit în vibrațional, energetic, un fel de vezi altfel lucrurile, la orice e schimbată percepția din start, automatică. Orice situație vezi și... știi? Înțelegi... De fapt, ce a fost și nu e deloc despre asta. Pornește, da? Unde am întrerupt discuția, gândul. Discuția, ok. Omul pornește pe drumul său, minunat, superb, zi, pe drumul cunoașterii, da? Nu e ajutat de nimeni, de nici rudele nu-l înțeleg, nici aia, jumătatea. Te dai în spectacol, le arăți la ai tăi, te duci la colegi, le zici, domnule, poate că toată lumea face și eu nu știu. Și le dai un link la ce înregistrezi. Și omul zice, nu mă uit la ce mi-ai dat. Dacă mă uit, uite, tu primești like-uri, primești bani și eu rămân în paragină, în nimic. Și nu e despre asta. Nu înțelegi ce, da? Încerci, încerci. Acasă te duci și zici la al tău, la ta, fetele, băieții, ia, uite, da? Ajută-mă să fac aia, nu mă pricep în, da? Și el sau ea se pricepe. Ajută-mă să deschid un cont, să înregistrez și se uită ce faci. A deschis contul și e curios să vadă. Și la un moment dat nici n-ai știut că se uită ce faci, da? Și zice... Dar vorbește și tu mai rapid cumva, că nu înțeleg ce spui acolo, nu știu pentru ce faci asta. Și eu zic, atunci șterg. Cu ani în urmă, 6 ani în urmă, 7, cât, 8. Și face, ei, lasă acum, dacă tot ai înregistrat, stai să ani la rând să ștergi acolo. Și am șters. Pe cuvântul meu am șters, cred că vreo 2 ani de înregistrări. Le-a stat și am șters, Omul alege să facă așa ceva, n-are voie nimeni să intervină. Omul nu știe, încearcă, crede că, domnule, să văd, să vadă, ego-ul e puternic, uite ce fac, uite ce... Și ți se spune, și cacul de mamă, și e asta, și da? Și tu nimic, tu înțelegi, tu ești ghidat, ghidată dinăuntru, acolo ești, vezi-ți de treabă, dar nu ești ghidat, ghidată, vezi-ți de treabă, nu ai treaba nimănui să te bagi în coproducții, știi? Webinare și hai să stăm să ne dăm cu părerea și nu e despre asta. Tu când te dai cu părerea cu omul și mai multă lume se dă cu părerea, te-a sărit de pe drumul tău. Drumul tău e cu totul altfel, da? E cu totul altfel. Asta vreau să zic. De ce? Și mă uitam la cineva și mi-a plăcut la nebunie, m-a ghidat un timp, un el, da, cu înregistrările sale, fantastic, mi-a plăcut, da. Și a ajuns acolo unde avea probleme în dragoste, cu ceva nu ieșea, nu înțelegea,
a trecut prin, da, s-au întâlnit, s-au despărțit, era distrus și tot scria. Ce puternic. Vezi-ți de treabă, totul bine, ai să vezi, ai să ieri din... ce puternic. Ce faceți, doamnă? Da, asta simt. Ce faceți, doamnă? Coțet, coțet, da. Vezi-ți de treabă că ești bine unde ești și o să fie bine și o să întâlnești și da, înseamnă că nu e al tău, nu e a ta, nu e... Da. Și acum tu, în timp, ai înțeles una alta, ai nimerit în situații de relație, ai avut o reacție turbată, adevărată de femeie înțeleaptă, bărbat înțelept, fetele băieții cu cine rezonează. Ne-am întâlnit, ne-am plăcut, ce rămâne de făcut, da? Drum bun, fiecare cu treaba lui. Dacă ne mai întâlnim din când în când, ok, dar ai înțeles că nu e despre asta. Bun. Și acum mă uit la niște înregistrări cu cum a făcut, a scris și a rămas... Omul își alege vibrațional unde să trăiască. Îi place să fie cu cineva și îl adoră, o adoră, da? Și îl lasă să facă ce vrea. Și celălalt care s-a întâlnit, să zicem, cu el sau ea, fetele, băieții, cuplu, tu te întâlnești cu cineva și îl lași să facă ce vrea, o lași să facă ce vrea. Adică înregistrezi, să zicem, da? Ai deja subscriberi, da, un fel de ego-ul ți l-ai lămurit, da? Și cine apare în viața ta nu e lămurit cu ego-ul. Și vrea să muște din bucuria de a înregistra, de bucurie, da, cu o producție. De a face, de a drege, de a spune. Și ce face? Cine m-a ghidat până într-un punct și acum simt că mi-e o milă și mi se rupe sufletul, un fel de jale și rușine față de... Am simțit, e ca și cum nu se poate rupe. Sper să văd alte înregistrări unde s-a rupt din relație. Se bucură, îi dă voie să participe și iubitul, iubita, da, pe cine a ales, cumva nu mai înregistrează așa direct cum a înregistrat până acum și da, ținea în frâu și îl simțea, are putere. Cum a simțit fericirea, bucuria din 3D? Nu mai e mai departe. S-a întors în 3D neștiind, neînțelegând încă. Sper să... Da. Din 3D nu se vede. Se vede omul fericit. Cu o producție, împart cu iubitul, iubita. El îmi dă întrebări. Ce vrei să le spui oamenii? Un fel de să joacă ei de a televiziunea, un fel de înregistrare, știi? Și unul zice una... Și din pereche și celălalt răspunde. Păi vreau să trimit un mesaj că... Și până acum n-am văzut. Și simți vibrațional, îl simți, s-a adus în... Sper să poată să iasă. Fantastic, uite ce simt. Un fel de... Nu despre el, ea, am văzut eu. Da? Ci mi-arată că s-a schimbat percepția la orice și bine ai venit în altă lume. Acolo e și... rezonează cu cine rezonează, drum bun. E fantastic. E, unde ai fost și tu, culme, nici nu poți să zici că asta ți-ai dorit. Ți-ai dorit să fim noi împreună, noi doi, peste tot, noi. Ce înseamnă? Și te-ai uitat dintr-o pași și ți-ai pus mâinile în cap. E atât de personalizat tot, încă o dată. Am mai zis, o să vrea să vadă ce ai tu pe rafturi în magazin și n-o să poată. Tu ai să vii acasă și ai să zici, uite ce am găsit, uite creionul ăsta, nu e rotund ca și celelalte creioane, vezi? Dar e oval. Nici nu ai cu ce să-l curăți, trebuie să-l curăți cu... Ce prostie. Nici nu o să înțeleagă, nici nu are așa... Adică, știi ce zic? Să-l curăți cu cuțit e alt fel de... Nu știu dacă e corect, am dat exemplu. Da? Asta e dur în relații. De aia, din start, sari.
rupe relația din start, pe parcurs vezi dacă e al tău încă o dată, o să-ți fie alături. Numai, nu știu dacă ai nevoie de așa, ai să vezi pe parcurs, e superb. Din start, da, am înțeles ce ai zis. Din start, mai ales dacă stați într-o casă, aveți două camere, să zicem, sau trei, da? Câte o cameră, împreună plătiți ce faceți, ce dregeți, dacă te ajută și e ok, cumva merge dincolo relația. Nu mai ai nevoie de... Îmi stă în gât aici și să-mi fac fericirea, să-mi dreg fericirea din cauza lui sau a ei, să-l dau afară din casă. Nu, nu e despre asta, e să vezi pe parcurs. E... Relația trece din start la un fel de contract, dar nu pe hârtie. Da? Energetic, e mult mai dur și mai puternic. Energetic contract. Am apărut în viața ta să te ajut. Punct, spațiu. Ok, și tu înțelegi. Și răspunzi, și eu am apărut în viața ta să te ajut. Vezi pe parcurs ce și cum. Cel mai bine e separat, separat. Să stați, da, da, da. E să vezi pe parcurs. Da, trist, tristă imaginea a fost cu așa de, ca un pui pe o balegă era. Ălălalt se simțea cumva, avea și o voce cumva, da? Bine, vorbesc acum de perechile el-el, ea-ea. Ea-ea. Și celălalt era terminat, era sub papuc un fel de, știi? A povestea cineva că se dă să guște din vibrațional, să înțelege la un fel de ce înseamnă urci în vibrație, platonic de fapt. Ori în 3D platonic era, am rămas prieteni, e puternic aici, dar nu poate să lase familia, dar nu e deloc despre asta. E atât de puternic între cei doi că nu mai, da, te bucuri să știi că e undeva sănătos, bucuros și fericit. Atât, bună ziua, e foarte puternic. Nici nu te lasă să săriți în brațele unul altuia. Așa, dacă, nu știu, știi? Te îndepărtează și sari mai departe. Să vezi despre ce e. Ca să-ți ancorezi lumea ta. Și acum când vezi dintr-o parte că e schimbată percepția și îți dai seama cum ești tu în relația noi doi împreună. Noi doi înseamnă unul iubește, altul se lasă iubit. Unul e... Da? Și altul e compromis. Intră în compromisuri. Nu merge, nu e în 3D, ziceai 50-50. Nu e. 50-50 în 3D era unul în compromis intra. Știi? Era poziția ghiocel și era fericit. Eu sunt fericit, așa, în poziția ghiocel. Nu, asta nu-i problemă. E important eu să mă simt bine și să da. Și atunci dacă te simți bine în așa ceva, accepți, faci spațiu, că fiecare trecem prin noi o rușine și vezi mai departe ce se... Dar ții spațiu și într-o zi ți ia de pe ochi și zici... Nu e deloc despre asta, da? Hai dacă tot... Duce. 4 de spade. Ai răsturnat, ai întors, ai trimis înapoi. Pardon. 7 de spade ai răsturnat, da? Să stea să se chinuie oamenii așa, nu e despre asta. Cineva, întâlnești pe cineva, cu cine rezonează, are un costum sportiv, să zicem, întâlnești iubirea vieții tale, ea sau el, și omul are costum sportiv așa, cu desenul ăsta. Spate la spate. Și zici, spate de la spate, au plecat la munte și stau spate la spate și se susțin în spate să fie bine. Nu! În 7 de cuțite îți. Și el sau ea îți propune 7 de cuțite. Tu dacă nu ai deschidere până la nivelul ăsta, ai să zici, domnule, ce romantic, el pleacă sau ea pleacă la munte, uite, într-o relație unde o să... Nu, intri într-o relație de 7 de cuțite. Ți arată omul clar. Asta e. Accepți, e un chin, e o plăcere, e sadomazo. Înțelegi cum e? Și mai e, să zicem, pe frigider, mai are tot felul de desene sau din astea magneți deșucheați.
La fiecare ne place ceva mai deosebit pe, da, pe frigider. Unul are cheie, altul are un cur desenat ca în bancul, pardon de expresie, ca în bancul ăla cu bulă. A desenat, cum era? Era pauză și copiii desenau, da? Și copilul a desenat un măr. A, nu era. Era pauză și intră profesoarea, începe orele, nervoasă de undeva și zice, nu există așa ceva, nu se poate, toată lumea pe pereți, nimeni n-ascultă, ce clasă de nebune am aici, copii nenormali și așa mai departe, ce Dumnezeu, nimeni nu, deci așa ceva, am spus să se facă, n-a făcut nimeni, n-a învățat, n-a, bulă, treci și desenează un măr pe tablă, ați făcut, ați dres, n-ați făcut nimic, n-ați dres nimic. Și copilul a desenat și a făcut, iaca, cineva, na, nu, intră și nu era bună, nu, a intrat și în clasă să șteargă tabla, da, și face, iaca, și un cur, cineva a desenat pe tablă și copilul a desenat un măr. Schimb percepția și ca profesor te enervezi aproasta. Lucrurile stau cu totul altfel. Înțelegi ce zic? Nu știu dacă dacă râde cineva de bancul ăsta. Da. Dar era comic. Într-un timp, dacă schimb percepția... Ok. Asta vreau să zic. Da, nu mai gata. Ai răsturnat diavolul, nu mai e programel care... Da, ești la pertu. Cu programelul, diavolul. Uite cum arată și are în mână ceva, îmi dă șucheat. Bun, nu mai e treabă, ești în vibrațiile stelelor, în zdela lor. Bun, asta vreau să zic. Acum, fă spațiu la relație, oricare ar fi, da, dar ne înțelegem și ne iubim și ne da. Ei, la aia ne înțelegem și nimic, faci spațiu, da? E un fel de... accepți că ne înțelegem și ne iubim și accepți că ne certăm și ne, da? Faci spațiu, să vezi mai departe în ce se transformă și în ce intri. Da, acolo e. Bun.